A pornit alarma de incendiu, nimic mai simplu. Pentru evacuarea de urgență aruncă frânghia pe geam și poți coborâ în rapel. Nu este o scenă dintr-un film de acțiune, ci descrierea unui sistem inedit de evacuare a turiștilor cazați într-un hotel în hotel și invită turiștii să iasă pe geam și să coboare pe frânghie în caz de urgență. Nu este o scenă dintr-un film de acțiune, ci descrierea unui sistem inedit de evacuare a turiștilor cazați într-un hotel. Alarma a fost dată duminică de un britanic ajuns la Seul. La o primă verificare a camerei de hotel, turistul s-a trezit care la îndemână, ca metodă de evacuare rapidă, o frânghie de alpinist, cu carabiniere și ham pentru a părăsi camera direct pe geam în caz de pericol. Hotelul meu are o linie de rapel în caz de urgență, a scris turistul pe contul său. În doar două zile, fotografia acestuia străză peste 1,5 milioane de accesări. Rapelul este doar una dintre surprizele care pot apărea într-o vacanță pe tărâmuri exotice. În Beijing, evacuarea camerei de hotel se face după un anumit ceremonial. În primul rând, nu te alarma dacă se declanșează un incendiu. Hotelul nostru este dotat cu facilități de ajutor împrăștiate peste tot pentru siguranța ta. Urmărește traseul marcat până vei fi preluat de unul dintre gardieni și condus într-un loc sigur. Nu Folosi liftul dacă sună alarma, respectă aceste reguli pentru a-ți demonstra superioritatea, spune proprietarul hotelului. Relatează ziare.com.